La început de an, medicii susțin că persoanele nevaccinate antigripal pot dezvolta o formă gravă a bolii, cu simptome mult mai severe decât cele ale infecției COVID-19. Specialiștii au precizat că gripa poate fi mult mai gravă decât tulpina Omicron. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași au fost tratați recent 2 pacienți de gripă. Primul caz diagnosticat a fost în luna octombrie. Pacienții nu au necesitat îngrijire în secția de anestezie și terapie intensivă. Totuși, medicii atenționează că această tulpină are transmitere comunitară, de aceea recomandă în continuare păstrarea cu rigurozitate a măsurilor de protecție. Tulpina Omicron are transmitere comunitară, iar trecerea prin valul 5 va depinde foarte mult de spiritul nostru civic. Acest lucru concretizându-se prin continuarea vaccinării, purtarea măștii de protecție, atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise și, sigur, evitarea zonelor în care există aglomerări populaționale.